Premierul Ludovic Orban împreună cu ministrul Sănătății Nelu Tătaru și cu șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat au vizitat spitalul modular ce se află în interiorul spitalului clinic județean de urgență Brașov. În unitatea modulară există 28 de paturi, dintre care 14 sunt de terapie intensivă și 14 sunt de terapie intermediară. Lucrările sunt finalizate la unitatea modulară, este funcțională, toate instalațiile sunt funcționale la ora aceasta. Sigur, urmează mici, să zicem, detalii care țin de partea medicală, să facem probele pe aparatele noastre. Am venit să inaugurăm secția modulară realizată de Consiliul Județean în curtea Spitalului Județean după un proiect făcut de Asociația Dăruiește Viața, cărora le mulțumim pentru implicare. Premierul Ludovic Orban a vizitat și șantierul aeroportului internațional Brașov-Ghimbav pentru a verifica stadiul lucrărilor. Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. Progresul este evident față de vizita anterioară. Și anul viitor vom veni cu sumele necesare în completarea resurselor de care dispun autoritățile locale. Prim-ministrul Orban va încheia ziua cu ședința de guvern în care va stabili condițiile de redeschidere a restaurantelor.